convolute pe hărțile mobile Google și despre funcția de navigare pe care o lansăm astăzi. Adopția telefonelor mobile are un trend foarte puternic ascendent. În particular, pentru hărțile Google există 200 de milioane de utilizatori la nivel mondial și un mare procent din utilizatorii de hărți Google, 40%, accesează aceste hărți și prin intermediul telefonului mobil. De ce folosim hărți pe mobil? Pentru că avem acest dispozitiv întotdeauna cu noi. Deci, indiferent dacă sunt acasă, la serviciu, la restaurant, merg pe stradă, aici, am oriunde acces la funcționalitatea de hărți și pot afla informații despre ceea ce îmi interesează. În privința funcționalității de orientare pe hartă, Google are această funcție pentru mai multe moduri de a ajunge dintr-un loc în altul. Avem orientare pentru șoferi, pentru mersul cu mașina, avem orientare pentru mersul pe jos și aceste funcționalități există în România de ceva timp. De asemenea, avem orientare pentru bicicliști și pentru mersul cu transportul în comun. Aceasta depinde de datele existente, nu este încă disponibil în România. Și, la fel, informația de trafic rutier. Astăzi, lansăm funcția de navigare pentru mersul cu mașina și pentru mersul pe jos. De curând, hărțile Google au trecut la versiunea 5.5 și voi vorbi puțin despre câteva îmbunătățiri majore pe care am adus în această versiune. În primul rând, hărțile Google din versiunea 5.5 sunt trasate dinamic. Deci nu mai sunt încărcate niște imagini statice, pur și simplu tot ce apare când desenăm harta pe dispozitivul mobil este trasat dinamic în timp real. Aceasta permite ca harta să fie mult mai rapidă, mult mai interactivă, reduce consumul de, practic reduce nevoia de transfer de date, și aplicația poate fi folosită și offline, stocând date din anumite regiuni pe telefon. Deci dacă se pierde conexiunea, putem totuși avea acces la funcție de date pe care le folosim mai des. În plus, ne putem orienta în lumea reală în mai multe moduri. Deci există modul busolă în care, practic, harta nu să fie orientată cu nodul în partea de sus, sub, în partea de jos și tot așa, se rotește și se adaptează direcției de mers a utilizatorului. Totul se modifică în timp real, deci pe măsură ce ne deplasăm pe hartă, se schimbă conținutul, apar nume de străzi pentru străzile cele mai relevante în momentul de față și așa mai departe. Aici se poate vedea pe scurt cum arăta harta înainte și cum arată acum. Și veți afla mai multe despre cum se interacționează cu această nouă hartă dinamică în momentul în care vom demonstra funcționalitatea de navigare. După cum spuneam, hărțile pot fi și offline. Deci dacă activitatea unui anumit utilizator se desfășoară într-o anumită zonă, acasă, la serviciu și alte câteva locații pe care le frecventează, el va putea avea acces la informația hărții din acea zonă, chiar dacă se pierde conexiunea de dată pentru o anumită perioadă. Și având în vedere că hărțile sunt trasate dinamic, se transmit mult mai puține date și totuși se obține o reprezentare de înaltă acuratețe și calitate. Bun. Să discutăm puțin despre funcționalitatea de navigare pe care o lansăm astăzi. În primul rând, navigarea se realizează folosind poziția telefonului prin GPS. Se poate folosi ca bază harta sau imaginea satelit a hărții și funcționează pe toate versiunile Android începând cu 1.6. Aceasta este o aplicație gratuită, utilizatorii nu plătesc nimic în plus pentru funcția de navigare, cum și Google Maps este o aplicație gratuită. Și oferă indicații pentru, atât pentru mersul cu mașina, cât și pentru mersul pe jos. Întotdeauna aplicația are acces la cele mai proaspete date de
hărți de navigare de care dispune Google în momentul respectiv. Deci nu este nevoie să reactualizați harta când se schimbă ceva, de exemplu, anumite străzi devin cu sens unic și Google află acest lucru. Acesta se integrează automat în, în hartă și în experiența utilizatorilor. Alte câteva avantaje ale hărții Google. În primul rând, căutarea Google, după cum se știe, este serviciul pentru care noi suntem neamniți. Această căutare funcționează foarte bine și pe serviciul de hărți. Deci, nu trebuie neapărat să știm adresa destinației unde vrem să ajungem. Putem să spunem pur și simplu că vrem să ajungem la Bonton București sau la magazinul Titan sau piața Universității și Google va ști exact unde este această locație și ne va ghida acolo. De asemenea, și dacă facem niște ușoare greșeli de tastare, Google are posibilitatea de a recolecta. Iar dacă alegem o destinație cu mai multe posibilități, cum ar fi McDonald's sau restaurant italian, Google ne va oferi mai multe variante și posibilitatea de a alege. După cum spuneam, navigarea are acces la cele mai proaspete informații despre hartă. Și după cum veți vedea, informația poate fi vizualizată ca hartă, satelit sau vedere stradală. Serviciul de navigare poate fi accesat foarte ușor, oriunde vedeți această pictogramă albastră, astfel ajungeți la serviciul de navigare. Deci se poate ajunge acolo din funcționalitatea de indicații de orientare, se poate ajunge acolo din acest shortcut care poate fi pe desktop-ul telefonului mobil și, bineînțeles, din rezultatele căutării. În ecranul principal de navigare, după cum veți vedea mai târziu și în demo, se prezintă harta, se prezintă traseul indicat cu culoarea albastră și fiecare viraj este indicat cu culoarea albă. Se poate parcurge ruta și se poate trece la anumiți pași înainte ca să ajungem acolo cu mașina. Și se pot obține mai multe detalii despre ce se întâmplă pe parcurs. Bineînțeles, avem informații despre timpul până la destinație, distanța pe care o avem și tot așa. În ecranul cu informații despre rută, avem toată ruta condensată într-un singur ecran și atunci putem obține din nou timpul, distanța până la destinație și avem funcționalități avansate pe care o parte vor fi demonstrate. De la vizualizarea de navigare se poate ajunge foarte ușor la vizualizarea rutei pas cu pas pentru a ști ce va urma pe parcurs. Și bineînțeles, dacă șoferul este la volan și trebuie să se concentreze asupra conducerii mașinii, telefonul poate fi operat de un pasager care poate ajuta cu navigarea. Bineînțeles, dispozitivul oferă și ghidare vocală, deci nu este neapărat nevoie să fie operat. În momentul în care am pornit ruta și am început să conducem, ghidarea vocală deja intră în acțiune. După cum am spus și mai devreme, se poate obține vizualizarea rutei din satelit. Aceasta este completată cu numele stărților. Iar imaginile sunt încărcate în timp real din cloud, din serverul Google. Deci nu sunt instalate toate imaginile satelite din numele pe telefon mobil, nu ar putea, și totuși avem acces la acest serviciu. Aceasta este vizualizarea stradală, unde putem vedea exact cum arată traseul, cum arată anumite intersecții sau viraje care ne interesează. O altă parte interesantă a funcției de navigare este aceea că poate merge și offline. Deci, dacă se pierde conexiunea de date, aplicația stochează date în jurul traseului și va continua să vă ghideze pe traseu cât timp există conexiunea GPS. Și chiar dacă vă îndepărtați un pic de la traseu, va detecta acest lucru și va încerca să vă aducă înapoi. Deci, veți ajunge la destinație chiar dacă ați pierdut pe parcurs.